Despre lemnele de foc folosite de români pe perioada iernii și nu numai, s-a vorbit mult în ultimii ani, prețul acestora fiind un puternic subiect de controverse. Am încercat să aflăm de la sursă cum stă situația de fapt. Anul care a trecut a fost un an plin de provocări pentru regia națională. Activitatea noastră a fost puternic afectată de evoluțiile din plan social și economic, dar așa cum toată lumea bănuiește, cea mai mare influență a avut-o piața lemnului. Piața lemnului în anul trecut, în anul 2023, a cunoscut o dinamică destul de deosebită față de alți ani, se aseamănă cumva cu perioada 2008-2009, caracterizată printr-o scădere puternică a cerinței de lemn pe piață și mă refer mai ales la lemnul pentru industrie, pentru utilizări industriale. Din acest motiv ne-am confruntat pe de o parte cu greutăți în derularea contractelor economice în măsura în care adjudecarea lemnului pentru industrie s-a produs pe nivelul de piață din anul 2022, în noiembrie-decembrie, când au avut loc licitațiile și când acesta era sensibil mai mare decât prețul la care s-a ajuns în acest an. Aceasta a presupus rezilierea unor contracte de masă lemnoasă, în special pentru cele care s-au adjudecat la prețuri foarte mari, motiv pentru care noi am fost nevoiți să ne adaptăm din mers și să găsim soluțiile de contracarare în așa fel încât să avem posibilitatea să punem pe piață lemnul pe care noi ni l-am programat, având în vedere prevederile amenajamentelor silvice, dar și să obținem veniturile necesare pentru realizarea indicatorilor economici pe care trebuie să-i atingem. În privința prețului lemnului de foc, cum putem vedea situația la modul real? În ceea ce privește prețul lemnului de foc, trebuie spus din capul locului că RomSilva asigură lemnul de foc pentru populație, deci lemnul pentru nevoi energetice, în două modalități. Unul este modul de valorificare directă către populație a lemnului de foc pe care RomSilva îl recoltează, îl exploatează cu forțe proprii sau cu prestatori de servicii, agenți economici din piață. Acest lemn se valorifică direct către populație, el cuprinde, ca și preț, cuprinde strict valoarea materiei prime și cheltuielile ocazionate de exploatarea acestuia și de aducerea lui în situația de a putea fi valorificat. În acest fel, prețul pe care RomSilva îl vinde direct către populație este un preț foarte rezonabil, ni se pare nouă, și foarte avantajos pentru populație în corelat cu celelalte prețuri de pe piață. Al doilea mod de valorificare a lemnului de foc este prin intermediul agenților economici care cumpără de la RomSilva lemnul ca materie primă, lemn pe picior. Sigur că din acest lemn rezultă o anumită cantitate de lemn de foc care în final ajunge în piață ca lemn pentru încălzire. Prețul acestui lemn este format de către agenții, de către operatorii economici care exploatează pădurea, care procesează lemnul, care sortează și aduc acest lemn în situația de a fi valorificat, în general în depozite sau prin retaileri sau direct la populație. Dar prețul pe care dânsii îl formează aparține exclusiv dumnealor și este format din costurile pe care le realizează cu ocazia producerea acestui sortiment. Costurile aproximative pe care... Exact. În ceea ce privește speculația, dacă vreți să mă refer la întrebarea dumneavoastră, sigur că până la urmă prețul îl formează piața. Chiar dacă el ajunge la niște prețuri pe care noi le-am putea considera exagerate, să zicem, el este totuși acceptat de piață și atunci este un preț corect. Ce vă așteptați, ce v-ați propus pentru anul acesta, pentru 2024? Așa cum v-am spus, anul trecut a fost plin de provocări și toate aceste provocări ne-au creat o serie de dificultăți în desfășurarea activității și în atingerea parametrilor prognozați pentru indicatorii noștri de performanță. Ne bucurăm că am reușit să închidem anul trecut într-un nivel corespunzător, la un nivel mulțumitor din punctul nostru de vedere
al realizării activităților noastre, pentru anul 2024 ne propunem să ne menținem pe linia de a ne stabili obiectivele activității fundamentat strict pe prevederile amenajamentelor silvice despre ceea ce pădurea poate să asigure societății ca și bunuri și servicii pe care le furnizează. Pe de altă parte, ne propunem să rămânem fermi în respectarea tuturor prevederilor legale în ceea ce privește condițiile în care activitățile tehnice se desfășoară în Romsilva. Ne propunem să avansăm pe linia îmbunătățirii calității condițiilor pe care le oferim angajaților noștri, în sensul că avem în vedere programe prin care să îmbunătățim aplicațiile informatice pe care le deținem și ne propunem și chiar câteva dezvoltări pentru aplicații noi, foarte importante din punctul nostru de vedere în ceea ce privește gestiunea fondului forestier. La final nu am cum să nu vă întreb de certificarea internațională a pădurilor Romsilva care s-a încheiat la sfârșitul anului trecut. Da, pot să vă spun că discutăm de fapt despre certificarea în standarde internaționale a managementului fondului forestier. Deci, practic, aceste certificate garantează calitatea și sustenabilitatea modului de gospodărire pe care Romsilva îl asigură pentru pădurile private publică a statului. Cum s-a precizat la vremea respectivă, noi am început aceste demersuri încă din anul 2002, bineînțeles mai timid, inițial cu o suprafață foarte mică de 30.000 de hectare, însă între două certificări aceste suprafețe au crescut succesiv, astfel încât anul trecut am ajuns la 80% din suprafața fondului forestier private publică a statului certificată în sistem FSC. Atunci și la propunerea noastră, Consiliul de Administrație a luat hotărârea strategică cumva să îndeplinim condițiile, să asigurăm condițiile pentru certificare integrală pentru tot fondul forestier, în așa fel încât am hotărât să pentru toate suprafețele care nu dețineau aceste certificate, să schimbăm standardul, cumva în folosul nostru, având în vedere că am lucrat numai în standard FSC, standardul PFC fiind de asemenea un standard foarte răspândit la nivel internațional și noi având clienți care au nevoie de materie primă certificată în ambele standarde, am obținut certificatele și pentru celelalte 20% din suprafața fondului forestier.